Bine m-am prieteni, știu că am ajuns de ziua acasă, dar am zis, hai să-mi țin promisiunea, musai, 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 da? de a vorbi și despre candidați. Am anunțat că astăzi vom vorbi și încă despre un candidat. Vorbim despre Elena Lasconi. De ce mi-e frică de Elena Lasconi? Și trebuie spus de la început, exact cum am spus și în cazul celorlalți candidați, aici nu este vorba de reacredință sau de a căuta nod în papură, ci pur și simplu de lucruri uh, despre care zic, hai că poate Candidații o să le îndrepte. Da? Despre tot felul de derapaje, gafe, dizabilități sau pur și simplu inexactități sau neînțelegeri, da? Ale realității, așa cum cred eu. S-ar putea să greșesc, dar nu-i nimic, asta e omenește. Acum, de ce-mi e frică de Elena Lasconi? Nu-i pun la îndoială bună credință. Nu vreau să fac un proces de conștiință. Da? O cunosc de mai multă vreme decât o cunosc alții. Știu ce a făcut în televiziune, la Pro TV campanii extraordinare, însă acum vorbim despre candidat. Și am avut la început un fel de uimire. Noua garnitură a conducerii USR parcă a uitat sau s-a fofilat sau s-a prefăcut că uită să vorbească despre PNRR atunci când au preluat conducerea. Sau poate n-am auzit eu. Dar pentru cine cunoaște un pic de istorie, PNRR-ul este pentru România așa hulit de peseviști înainte, ca acum se laudă cu investițiile din PNRR, dar PNRR-ul este singurul proiect de țară care poate reforma într-adevăr și poate pune oase la loc României. Sigur, au mai fost proiecte, cel de la Cuza, făcut praf de boierime. Bun. Au mai fost proiecte conjuncturale, succese conjuncturale. 1918 le Revoluția, au fost au fost, intrarea NATO, intrarea Europeană, dar au fost conjuncturale. Un proiect care să înceapă de la Opincă să meargă până la Vlădică, da? adică cu toate reformele sistematizate pentru statul român, nu a existat în România niciodată. da. Este șansa istorică a României să se despartă de Orient, să se despartă de Est, și să meargă acolo unde este locul, în rândul țărilor civilizate. Eu mă așteptam ca noua garnitura OSR-ului să vină să spună, domnilor, mulțumim vechi garnituri. Uite, avem un PNR și să vorbească despre PNR. Pentru că, retrăgându-se, și aici deja vorbim despre Râna Lasconi, că ea este noul președinte al USR, retrăgându-se, au lăsat loc liber uh, a venite dinspre PSD, care nu înțelegeau PNRR-ul. Ce e la PNRR? La ce servește PNRR? Avem o țară cum procedăm, ceva genul ăsta, da? dacă e vorba să ne amintim de Cațalegu. Au fost prima uimire. Am și amendat-o, mi-am atras o închelie, asta este. Bun, bun. Acum vorbim și despre candidatul la prezidențiale. Sigur, empatie există. Dar Elena Lasconi este omul care poate să ducă emoția la nivel public. Foarte bine. Însă, iarăși, un semn de uimire. În momentul în care a fost la Magda Credinar, la Europa Liberă, să vorbesc despre ce ar însemna persoana ta la Cotroceni. Și în momentul ăla în care am văzut că exact fișa postului, adică externele și apărarea, da? ești responsabil de toată politica externă, e șeful politicii externe și e șeful CSAT-ului, comandantul suprem al armatei, exact la acele domenii ai avut tot felul de, nu știu cum să le spun, da? puțin spus ezitări, au zis stop, Adică ceva se întâmplă. Am înțeles, consilierii au fost așa cum au fost. Am înțeles că într-o seară, în sfârșit, au renunțat la cel puțin un consilier. Plătit foarte bine. Bun. Dar eu nu înțeleg. Ori este o suficiență extremă, așa cum avem noi oameni de televiziune câteodată, inclusiv eu, da? și trebuie să ne punem cenușă în cap, de a crede că noi avem dreptate pentru că suntem mai locvace, avem argumentele pregătite, avem avem exercițiul la vorbire în direct, avem o mulțime de, de stabilopost de comunicare la care putem să, să apelăm, ori, pur și simplu, o neștiință. Dacă a fost o suficiență, e la fel de grav cu dacă a fost o, o neștiință. Pentru că senzația generală, și nu doar pentru mine, inclusiv pentru seniști, este că Elena Lasconi a aterizat prea repede și prea brusc în politica mare. Senzațională ca primar. Ca primar da? La câmpul lung s-au adus fonduri europene cât în 35 de ani. Ok, Orașul ăla s-a transformat sub mâna Irene Lasconi, așa cum a fost ea, toată ziua, ba după căruțe, ba după aia, ba după aia, dar prin oraș. Însă de la primar de oraș, mic, mare, de care vrei tu, până la președinte, este o distanță imensă. Și atunci, și spun asta, sper să se corecteze, va trebui să mi-arăți că tu poți sta la masă și cu Biden, și cu Scholz, și cu Orban Victor, dacă e cazul, și cu Maya Sandu, și cu o mulțime de oameni care fac ceva în politică, bine sau nebine. Da? Va trebui, de exemplu, să ai o, 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 o discuție despre, sau să-mi spui părerea ta despre, iliberalism. Da, apropo de Orban Victor să spui povestea ta, ta, atenție care trebuie să fie a țări, despre ezitările lui Scholz în chestiunea Ucrainei. Să poți să-mi dai o poziție de super-ultra echilibru înainte de 5 noiembrie de la americani. Adică deja tu trebuie să te transformi din om politic sau din primar în om de stat. E adevărat, foarte, foarte, foarte puțini au reușit asta. Dar asta nu înseamnă că, ok, au greșit și alții, pot să greșesc și eu. Aici este marea, uh, marea problemă a Elena Lasconi, Senzația că uh, acest cotrocer este o pălărie dintr-o dată prea mare. Uh, M-am trăit în politica mare. Sigur, stau bine în sondaje. Foarte bine pentru partid. Deși fac o paranteză. Există oameni care au făcut sute de kilometri ca să voteze usr și care acum aș doresc pentru repararea tuturor nebunilor din USR, război interne, etc., tot felul de incendii de astea interne, măcar patru ani să stea pe tușă, să nu mai intre în Parlament. Este o realitate. Asta nu o spun eu din răutate sau din nerăutate. Ați văzut și în comentarii, ați vorbit probabil mulți dintre voi cu oameni care se uită la USR cu, cu o imire. Bine, bă, dar ăsta e partidul cu cei mai educați oameni din România. Este partidul cu niște oameni da, care au intrat acolo după ce și-au făcut niște afaceri, au, făcut, au, au avut niște performanțe. Oameni despre care nu poți să spui, domnule, au făcut așa un fel, o flăindureală de facultate. Atenție! Mai puțin facultatea Elena Lasconi. Când am văzut că sunt note de 5 și de 6 la universitate de apartament, în Dumnezeu, ceva s-a rupt. Ceva s-a rupt și a intrat în contradicție cu tot ce știam despre Elena Lasconi. Adică acea fată care a murit pe brânci, și eu, eu știu de când era corespondent la DEVA, da? la 11 noaptea, când ăștia de la București, din redacția centrală, hăituiau corespondenții județeni da? Dute că a avut nu știu ce accident sau te sunau dimineața pe la două, tu dormeai Vezi repede că am primit o informare de la poliție că pe DN nu știu care este un accident Vezi dacă sunt morți pe dimineață să-mi dai relatarea în direct la știrile de dimineață Adică știu ce înseamnă munca asta știu că presupune o uzură de. de, de Îți dorești, nu un concediu. O moarte temporară, dacă poți să iau e, oximoronul ăsta, să nu mai auzi nimic, să n-ai telefon mobil, să n-ai, să n-ai, să n-ai, să n-ai. Da? Eu știu ce înseamnă asta. Da. Însă, aici discutăm iarăși despre candidat, despre Cotroceni. Elena Lasconi, mâine este președinte. Eu ce aștept de la Elena Lasconi? chestiunile astea pe care le-am văzut vânturate prin presă. Eu n-am auzit-o pe Elena Lasconi, dar l-am văzut vânturate prin presă și n-am văzut un comunicat al USR sau al candidatului Elena Lasconi care să spună, domnule, chestiunea asta n-a spus -o. Adică vreau să câștige toți românii cu 500 de lei mai mult. Președintele nu poate face asta. Președintele poate face altceva. Și aici poate cei care o, o, o consiliază pe Elena Lasconi ar trebui să facă ei un plan. Președintele nu poate să mărească salariul, dar președintele poate da naștere unei dezbateri naționale vis-a-vis -vis de antreprenoriat, vis-a-vis de o economie sănătoasă, de economia durabilă, vis-a-vis -vis de toate problemele care sunt astăzi în societatea românească și pot fi rezolvate numai și numai de guvern, da? Ei bine, toate aceste probleme pot fi puse pe masă, spre dezbatere și inclusiv presiune publică, dacă e cazul, da, de președinte. Pentru că președintele nu este doar mediator între partide. Președintele deci are, conform Constituției, și rolul de mediator al societății. Există niște, niște spaime care sunt băgate acum într-un fel de absolut indolentă încercare de dihotomizare, de, de despărțire a apelor în societatea românească, chiar de presă. Și atenție, de presa așa numită mainstream. M-am uitat la Digi și dintr-o dată au început ăștia, hai să întrebăm candidații despre avort. Ce te, ce te freacă grija pe tine de, de avort? Nu este treaba ta. De ce să bagi în dezbatere publică o astfel de temă care nu a mai făcut valuri în societatea românească de bună vreme, din fericire? De ce trebuie să mă duci spre dezbatere din America, unde o grămadă de grupuri religioase da, se bat cu o altă grămadă de grupuri progresiste? Nu, băiatule, eu știu o singură chestiune. Femeia este stăpână pe corpul ei. Da? Nu este treaba ta. Dacă mărioara vrea să facă avort sau nu vrea să facă avort. Nu este treaba unui ministru, unui președinte, unui premier, da, să spună mărioara în câte luni zici că ești, câte săptămâni, te duc eu la doctor. Nu este treaba. Dar v-am dat exemplul ăsta pentru că există o temă falsă, da, băgată de o mulțime de dintre ăștia de mass media care se plictisesc la serviciu și nu mai au teme pentru că nu ies în stradă. Nici nu au curajul să spună de ce el este frică de un anume candidat fără să facă un proces de intenție. Pentru că eu aștept de la candidat ce? Să-mi ofere securitate. Să ofere securitate și civilizație copiilor mei. Să-mi ofere condiții de trai. Și o să spună unii, domnule, am multe condiții mai. Nu, nu. La câți bani plătesc impozit și eu și tu avem foarte puține condiții. N-am cerut unul de pe cer. N-am cerut, cum zicea Ciolacu, că el vrea să facă salariul mediu Adică că e președinte, da? 2300 de euro. N-am cerut chestiuni de genul ăsta. Am cerut doar securitate. Și ce înseamnă securitatea pentru un cetățean? Să se simtă bine în propria țară. Să se simtă cumva un partener al statului. să se simtă respectați banii pe care îi dă, să se simtă respectată munca pe care o face. Pentru că și dacă lucrează pentru el, antreprenor, și dacă lucrează la un antreprenor, da? și dacă lucrează la stat, el aduce plus valoare nu doar lui și familiei Că aduce întregii societăți. Eu asta, eu asta aștept de la un președinte. Și aici aș fi așteptat și încă aștept ca Elena Lasconi să vină și să poată proba acea uh, deschidere, acea empatie pe care o poate să o facă publică. Adică să vorbească, sigur, fără să treacă în registru derizoriu, ca de la om la om, dar în același timp, știm vorba lui Mark Twain, circulă pe Facebook, nu știu dacă el o zis-o, da? Nu ne simte ca acasă, dar nu uita că de fapt eu sunt acasă. Adică vorbește ca de la om la om, dar în timp ce vorbești ca de la om la om, eu nu spun tu ești egalul meu, ci îți recunosc autoritatea funcției tale din perspectiva faptului că tu, cetățeanul președinte, ești egalul cetățeanului contributor. Pare o ecuație foarte complicată? Eu nu cred. Și mi-e frică, da? mi-e spaimă că pur și simplu de prea mare entuziasm al sondajelor, da, într-adevăr, Elena Lasconi stă în unele sondaje dublu decât partidul. În altele sondaje pare că și-a dus, și dus partidul până spre locul 3. Da? Din prea mare entuziasm, nimeni nu mai îndrăzdește să spună stop, aici greșești, ar trebui să. Atât, O seară minunată.